Încrede-te în Domnul. Bine e să aștepți în taină răspuns la tale rugăciuni, căci atunci primești în suflet bucurii prin Duhul Sfânt. Strigi mai cu putere atunci, lăudat să fie Domnul! Și cu lacrime fierbinți, mulțumești că a dat răspuns. O, mai roagă-te și așteaptă, rezolvare eu să-ți dau, căci zadarnic spui la oameni, căci puterea eu o am. De a-i vrea, de a-i cunoaște scopul pentru care eu adesea mai întârzi, este ca să vezi că toate au un timp și o vreme a lor. Lăsați dar îngrijorarea ce Satan vă fură timpul. Căutați în permanență să aveți fir de legătură mai întâi cu cerul și să simți prezența sfântă, bucurii fără sfârșit, care n-ai vrea niciodată să mai plece dintre voi. Fă-ți verificarea azi de te încrezi de plin în el și întreabă-te, fii sincer, mai ai dragostea dintâi? Mai tresaltă în tine dorul după revenirea lui? Sau ești ocupat cu gândul să mai strângi, să mai aduni? Întoarce-te de grab de unde ai căzut. Admite, sfeșnicul ți-l voi lua din loc și în iazul cel cu foc, o veșnicie, vei suferi amarnic și tânguirea îți va fi grozavă. Te rog fierbinte, înaintea lui Hristos, acceptă mântuirea și invitația la nunta cea regală. Nu amâna chemarea sfântă ce ți-o face. Te așteaptă Dumnezeu. Ia seama. Amin, amin.